În Statele Unite se apropie ediția a 50-a a Marșului pentru Viață. În ultimii ani, mii de oameni au mărșăluit până la Curtea Supremă pentru a pune capăt legii Roe vs. Wade. Acum, după ce Curtea a abrogat legea federală care a legalizat avortul, cum se va schimba oare marșul? Jenna Browder de la CBN ne va spune la ce să ne așteptăm în data de 20 ianuarie. O victorie însemnată pentru comunitatea pro-viață, în iunie, Curtea Supremă a abrogat legea Roe vs. Wade și a lăsat la latitudinea statelor să decidă în privința avortului. În continuare, grupurile pro-viață spun că lupta încă nu s-a terminat și din acest motiv ei continuă marșul. Ediția a 50-a Marșului pentru Viață, 20 ianuarie, la Washington, D.C. Primul marș după abrogarea legii Roe vs. Wade. Marșul pentru Viață a început ca o reacție la Roe v. Wade, așadar am început la un an după votarea legii Roe v. Wade, care a legalizat avortul în toate statele din Statele Unite ale Americii. Ginny Mancini, președinta Marșului pentru Viață, a spus echipei de știri CBN că, în acele vremuri, marșul a devenit demonstrația cea mai mare pentru drepturile omului. Oamenii care mărșăluiesc de ani de zile au jucat un rol important în abrogarea legii Roe v. Wade. Am auzit de la funcționarii Curții Supreme că a fi în acea zi la curte, în fiecare an, în ziua în care se desfășura Marșul pentru Viață, era o experiență impresionantă și că nu a existat un simbol mai puternic decât acei 10.000 de oameni care au mărșăluit în fața Curții Supreme în fiecare an, pentru a transmite mesajul că aceea nu era o lege permanentă. Acum atenția grupului se focalizează asupra legiuitorilor. În acest an, în loc de Curtea Supremă, ei vor mărșălui la Capitoliul Statelor Unite. Generația pro-viață va mărșălui în forță în acest an. Kristen Hawkins, președinta grupului Studenții pentru Viață din America, se așteaptă ca mii de militanți tineri pro-viață să participe la marș. Îi veți vedea cum vor purta banerele școlilor cu mândrie, ale liceelor, ale facultăților. Vor ține pancartele alb-negru. Noi suntem generația post-Roe pe care le vom distribui. Vom distribui cel puțin 15.000 de pancarte. Deși e timpul pentru a celebra după o bătălie grea pentru comunitatea pro-viață, Mancini spune că mai e mult de lucru. Cu câțiva ani în urmă am dat startul și la un marș la nivel de stat. Peste o săptămână și jumătate vom fi în Virginia, la Capitoliul statului, unde vom mărșălui pentru viață în cadrul celui de-al cincilea marș anual. În acest an dorim să dublăm numărul statelor în care se va mărșălui la 10 state. Mancini spune că țelul lor este acela de a avea câte un marș în toate cele 50 de state în 5 până la 7 ani.